Creșa de copii cuplată cu grădinița cu program prelungit numărul 12, Căminul Social din Mioveni și Spitalul Sfântul Spiridon din cartierul Racovița sunt obiectivele proiectului pentru completarea sistemelor clasice de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară. Valoarea acestui proiect este de 18 miliarde de lei vechi și este finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu. Pot să vă spun că programul a fost lansat începând cu 1 iulie 2010. Inițial a fost programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Casa Verde. Programul este operațional la momentul de față, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. În momentul de față, proiectul se află în faza de obținere a autorizației de construcție. Licitația pentru lucrări a fost finalizată, s-a declarat câștigătorul, urmând să se înceapă lucrările care probabil vor fi undeva în primăvară, cam în luna aprilie. Este estimată, de fapt, și o dată pentru următoarea tragere de bani. După obținerea autorizației de construcție, se vor demara lucrările pentru completarea sistemelor clasice de producere a apei calde de consum. Se estimează că în mai puțin de o lună de zile lucrările vor fi gata. Doritorii care vor să-și îmbunătățească sursele de încălzire ale locuinței își pot depune proiectele în cadrul programului Casa Verde. Cererile de finanțare se depun la Agenția de Mediu de la Pitești și vor putea obține până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare, până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură și până la 6.000 de lei pentru instalațiile de producere a energiei termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă și alte resturi, deșeuri vegetale, agricole, forestiere și silvice. Deci, rugămintea noastră, de fapt, un sfat pentru persoanele fizice să depună proiecte, pentru că e păcat, sunt bani, se pare că un procent destul de mic au fost solicitate, un procent destul de mic au fost solicitate aceste fonduri și prin urmare pot să aplice în cadrul programului, pot consulta ghidul de finanțare care este publicat în Monitorul Oficial al României și care se găsește de fapt și pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.